Ca urmare a planului de măsuri aprobat de ministrul afacerilor interne Petre Toba pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică premergător și pe timpul sărbătorilor pascale, polițiștii constanțeni au acționat cu efective suplimentare față de dispozitivul curent. În această mini-vacanță nu au fost înregistrate evenimente deosebite. În primele trei zile ale mini-vacanței, polițiștii au fost la datorie pentru a preveni faptele antisociale și a menține ordinea și siguranța publică, fiind suplimentat numărul dispozitivelor curente aflate în teren. Pentru prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri au desfășurat activități în urma cărora au aplicat 166 de sancțiuni ca urmare a încălcării normelor privind circulația pe drumurile publice, dintre care 8 pentru consum de alcool și 62 pentru încălcarea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost depistate 6 persoane urmărite la nivel național, dintre care 3 minori. În primele zile ale mini-vacanței de 1 mai, polițiștii constanțeni au aplicat 248 de sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de peste 112.000 de lei. Totodată, polițiștii rutieri au sancționat 166 de conducători auto, reținând 32 de permise de conducere și 9 certificate de matriculare. Polițiștii de ordine publică de la rutieră, investigații criminale, de la investigarea fraudelor și luptătorii de intervenție rapidă au efectuat 26 de acțiuni, dintre care 6 în colaborare cu reprezentanții altor instituții cu atribuții în menținerea siguranței publice și în domeniul protecției consumatorului.